Dragi copii, bună seara și din nou vă invit să călătoriți în lumea minunată a basmului. Păcală și vaca. A fost odată un om care avea 3 feciori. Feciorul cel mic se numea Păcală și era un poznaș și jumătate. Cum făcea el, cum dregea, parcă tot de-andoasele lucra. Însă, de multe ori, le potrivea cum nu se poate mai bine. Vorba aceea nu prea le socotea, dar le nimerea. Acum de unde până unde îi mersese numele că e prost și până și frații lui îl socoteau cam tare de cap și într-o ureche. Într-o zi, dragii mei, se îmbolnăvește bătrânul și moare, lăsând fiilor săi drept moștenire o vacă. Atâta agoniseală a avut și el să le lase copiilor, dar vaca era numai una, frații erau 3. Cum să o împartă? Chibzuiră ei, socotiră, își bătură capul multă vreme, dar nu se luminau deloc. În cele din urmă, după trudă îndelungată, le dete în gând să facă fiecare câte un ocol, iar când se întoarce, s-o întoarce vaca de la pășune, în al cui ocol o intra, a lui să fie vaca. Ei, dragii mei, zis și făcut. A doua zi, cei 2 frați mai mari se sculară dis de dimineață și se puseră pe treabă. Aduseră par din pădure, cărară piatră și făcură 2 ocoale, unul mai frumos decât celălalt. Fiecare se socotea în sinea lui că la el va trage vaca întâi și întâi și a lui va fi. În vreme ce frații lui se speteau muncind, Păcală n-avea nicio grijă și dormea dus. Abia pe la apus, se gândi să-și facă și el ocolul, dar cum nu prea avea chef de treabă, nu se osteni mult, ci tăind câteva crengi dintr-un copac verde și stufos, făcut din ele o împrejmuire așa ca să se cheme că a făcut și el un ocol. Seara, iată că se întoarce vaca de la pășune. Frații așteptau fiecare în fața ocolului său. Cei 2 mai mari râdeau de prostia lui Păcală, care nu-și dăduse osteneală să facă și el un ocol mai de Doamne ajută, și erau încredințați că vaca o să se oprească la unul dintre ei. Ia uite, mă, și la Păcală ce ocol a făcut. Să mor de râs și alta, nu? Ei, dar vezi că animalul, cum veni și dete cu ochii de ramurile și frunzele verzi ale ocolului lui Păcală, trecu pe lângă celelalte 2 fără să se oprească și se duse drept la ocolul fratelui mai mic, unde începu să mănânce frunze proaspete și tinere. Ați văzut, frații mei? E, mai râdeți acum? E, cine râde mai bine la urmă, râde mai bine. Le spuse Păcală. Frații cei mari să crape de necaz și alta nu, dar n-avură încotro și trebuiră să-i lase vaca lui Păcală, căci așa le fusese învoiala și așa vaca rămase în stăpânirea fratelui mai mic. Noapte bună, copii!